Priviți și voi cum arată, cât de frumos este acest loc, e ceva de vis. Tone de aur au fost ascunse în această peșteră. De fapt, sunt mai multe căsuțe răsturnate. De... Nu ratați pădurea paradisului din Poenarii Gorjului. Ce colț deosebit cu ceramica de Horezu, ceramica Pietraru. Așa arată casa unde a copilărit Constantin Brâncuș. Fântâna Basarabilor de peste 100 de ani. Aici este baia, baia răsturnată. Așa arată în România un monument istoric. Casa Muzeu Maria Lătărețu. E 5 minute 10 lei. Parcul de distracții Plaiul Castanilor. Cardiovascular, sirop de salvie. Și fântâna aceasta cu ciutură. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am regăsit eu și Cosmin într-un nou vlog de călătorie. Astăzi vrem să vă arătăm mai multe obiective turistice din jurul orașului Târgu Jiu, așa că rămâneți aproape, fiindcă vrem să vă ducem în multe locuri inedite din județul Gorj, dar și din apropierea județului. Vom începe cu mănăstirea Tismana, chiar acum suntem la poarta mănăstirii Tismana, așadar rămâneți aproape și haideți la drum! Cam așa arată împrejurimile din jurul mănăstirii Tismana, un loc de poveste aici, în pădurea aceasta verde, dar chiar aici, în apropiere de mănăstire, vis-a-vis, se află tabăra aceasta de copii, Sfântul Nicodim Tismana. Acolo este parcarea și parcare privată, accesul interzis pe timpul nopții. Aici, în apropiere, avem și un parc de distracții. Nu știu dacă funcționează, sper că da, este închis luni și marți. Parcul de distracții Plaiul Castanilor. Puteți să vă dați cu tiroliana, echitație, ponei, cai. Aveți aici numerele de telefon unde puteți să sunați, să întrebați, trambulină, inclusiv tir cu arme, airsoft, tir cu arcul. Tot în apropiere văd aici că există terasă, cazare, terasă, restaurant, Vila Ursu. Nu o să avem posibilitatea să mergem să le vedem, dar e bine să știți dacă ajungeți în zonă că sunt numeroase posibilități de petrecere a timpului liber. Uitați parcarea aceasta mare, aici este intrarea în mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească. Haideți să intrăm acolo să vedem cum arată această mănăstire din secolul XIV. Aici la poarta mănăstirii am găsit un indicator care ne spune că aici este Muzeul Tezaurului Băncii Naționale a României de la Mănăstirea Tismana. Programul îl vedeți. Foarte frumos s-a amplasată biserica aceasta, mănăstirea aceasta în pădure. Un magazin cu obiecte religioase chiar aici la intrare. Uitați ce de produse sunt în magazinul acesta, nu doar cu obiecte bisericești, ci și cu produse naturale. Zacuscă tradițională, 18 lei, fructe de pădure și piersici, nectar din fructe pentru diabetici, pentru afecțiunile pulmonare, imunitate neurodigestivă, cardiovascular, sirop de salvie. Să luăm și noi, să ne uităm și când plecăm, să luăm și noi. Uite, neuro. Unde ar fi făcute astea? Aici, la mănăstirea Tismana? Deci chiar aici sunt făcute, la Tismana, toate produsele acestea. Uite și ceiurile astea, ceai antidiabetic. Ceai pentru colon, ceai pentru tiroidă. Uite ce icoane frumoase. Nectar, cătină și afine. Și avem spre fântâna Basarabilor, chiar aici imediat, după poarta de intrare, spre fântâna Basarabilor. Hai să mergem și noi, Cosmine. Dar nu știm la ce distanță se găsește această fântână. Uitați ce frumos aici am plasat. Ce copac bătrân aici.
Hai să vedem că exact cum e la noi, te aștepți la orice. Da, asta ar fi fântâna. Din păcate, ia să vedem dacă curge apă. Fântâna Basarabilor de peste 100 de ani. Are și o coroană regală aici. Dar din păcate apa nu curge. Iar aici pe lateral la fântâni scrie sanatoriul corpului didactic. Această fântână a fost ridicată pentru pomenirea Basarabilor, întemeitorii țării românești. Să mergem spre mănăstire. Urcăm spre mănăstire care se spune că este amplasată pe o stâncă pe muntele Starmina. După cum vedeți, înconjurate de culmi împădurite și stâncoase. Se pare că este în renovare mănăstirea. Ctitorul mănăstirii este cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, care a trăit între 1310-1406. Lui ei aparține alegerea arhitecturii și a decorațiunilor acesteia. Construcția din zid a fost realizată cu sprijinul material al domnitorilor basarabi. Peștera Sfântului Nicodim chiar acolo în stâncă. Vedem Muzeul Tezaurului Băncii Naționale. Este chiar în dreapta intrării în mănăstire. Ce frig e, cred că sunt 10 grade aici, ca într-o peșteră. Ia să vedem peste ce e, da. Oh, la la, nu se poate așa ceva. Cât de incitant este. Chiar în stâncă aici, nu-mi vine să cred. Nici nu știam de acest loc inedit. Odiseea Aurului BNR. Avem aici informații despre Odiseea Aurului BNR. Și intrarea este gratis. Am fost lăsat să intrăm fără să plătim. Deci se poate vizita gratis, oameni buni, acest muzeu. Oameni buni, am descoperit acest muzeu al BNR din peștera aceasta de la Mănăstirea Tismana. Aurul acesta are o poveste foarte interesantă, uitați și voi informații, ce s-a depozitat în 1944, documente păstrate în Arhiva Generală certifică faptul că între 14 și 16 septembrie 1944 au fost aduse în acest loc aur, 67,58 de tone de aur în monede, 67,76 de tone de aur în lingouri tip internațional și 54,33 de tone de aur în lingouri tip standard. Total aur ascuns în acest loc undeva la 192 de tone. În peștera a fost adus și aurul lăsat în păstrare la BNR de Banca Poloniei în anul 1939, când tezaurul acestei bănci a tranzitat România. 51 de casete, 3,05 tone greutate brută, 2,73 tone aur. Dacă mănăstirea Tismana se află undeva la 35 de kilometri de Târgu Jiu, Hobița, locul unde s-a născut și unde a trăit Constantin Brâncuș, se află la 25 de kilometri. Așadar, am ajuns în satul Hobița, comuna Peștișan, județul Gorj, un loc pe care trebuie să-l vedeți dacă sunteți prin zonă. Să știți că dacă veniți aici aveți o parcare destul de generoasă, undeva la
20 de locuri de parcare gratis aici. Iar acolo deja văd, uitați, în depărtare de aici din parcare se vede casa lui Brâncuș. Chiar în vecinătatea casei lui Brâncuș avem viță de vie, o plantație de viță de vie. Uitați ce poartă, nu știu dacă asta a fost poarta originală, seamănă cu cele maramureșene. O grădină destul de mare aici la Brâncuș. Haideți să vă arăt și programul de vizitare zilnic. Deci zilnic 9-17, și luni și marți închis. Elevi, studenți 5 lei, adulți 10 lei. Așa arată camera unde a copilărit Constantin Brâncuș. Uitați soba, fotografii cu marele sculptor, un război de țesut aici, un caier de lână, elemente autentice, o adevărată întoarcere în timp pe urmele acestui om genial. Și ce ușă avea, parcă era la biserică, trebuia să te apreci, așa, în semn de pioșenie. Aici era a doua cameră, vedeți, avem și uși între ele, dar ce mici erau ușile. Ce mică era ușa aceasta, între camere. Și aici bucătăria, avem ulcioare, multe ulcioare, vase din lut. Interesant acest muzeu memorial, casa lui Brâncuș. Avem aici la Brâncuș un pătul unde se ținea porumbul, o magazie unde depozitau diverse obiecte. Buștenii pe post de băncuți aici și fântâna aceasta cu ciutură. Chiar are apă, să știți. Ia să vedem. Încercăm să vedem, da. Așa. Îmi place foarte mult grădina aceasta. Verde, are viță de vie. Și căsuța. Căsuța veche. Unde a copilărit Constantin Brâncuș. În Bălceștii Gorjului, la circa 50 de kilometri de Târgu Jiu și vreo 80 de Râmnicu Vâlcea, chiar pe drumul care face legătura între cele două orașe, între Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea, am descoperit aici la stradă Casa Muzeu Maria Lătărețu. Avem un monument dedicat eroilor căzuți la datorie în războiul pentru întregirea neamului din comuna Bălcești, județul Gorj, și două tunuri. Aici este școala din Bălcești, monument istoric, poate că monumentul ăsta istoric ar fi bine să intre în reabilitare, are nevoie. Am găsit niște tineri aici în față, mâncau, aruncau hârtii, cam așa arată ceamuri sparte, mă feresc să nu cumva să cadă vreunul, să-mi cadă în cap. Vin tineri aici, este și o grădiniță în față. Din păcate, așa arată în România anului 2024 un monument istoric. Mare păcat. Uitați ce mizerie. Și chiar vis-a-vis de acest monument istoric, de școala aceasta, se află Casa Mariei Lătărețu, una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, fiind supranumită deseori privighetoarea Gorjului. E bine că avem o casă în memoria marii artiste. E bine că avem un muzeu memorial. Maria Lătărețu, artista emerită 1911-1972. Dumnezeu să o odihnească în pace.
Casa Memorială Maria Lătărețu. Miercuri, vineri cu programare și sâmbătă și duminică. Deci este deschis în weekend, sâmbătă și duminică, între 9 și 17. Elevi, studenți, 5 lei, adulți 10 lei. Sunt și niște taxe de filmare aici și de fotografiere. Din păcate, acum doar cu programare ar fi fost posibil să vizităm căsuța aceasta a Mariei Lătărețu. Și haideți să mergem mai departe, să vedem ce mai descoperim pe drumul acesta între Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. În localitatea Poenar din județul Gorj, la aproximativ 45 de kilometri de Târgu Jiu și vreo 65 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, chiar lângă drumul care leagă Târgu Jiu de Râmnicu Vâlcea, se găsește pădurea aceasta supranumită a Paradisului. Un proiect original, un proiect frumos, o pădure colorată, vedeți și voi cum sunt vopsiți copacii în mai multe culori. Este adevărat, predomină roșu, dar și verde, și mov, și albastru, și galben. E o minunăție de pădure, este adevărat. Și ce îmi place foarte mult este că e răcoare aici. E răcoare. Ce nu îmi place este că destul de multă mizerie pe care turiștii o lasă. Așadar, nu trebuie să ratați acest obiectiv turistic. Ar fi bine dacă cineva s-ar ocupa să mai revopsească acești pomi, fiindcă au început să se decoloreze. E întinsă, să zic, pe o suprafață de circa 150 de metri, cu o lățime de vreo 50 de metri. Foarte frumos, un proiect inedit acesta. Avem și câteva buturugi pe aici. Avem chiar și o piatră colorată în verde. Cam lipsesc coșurile de gunoi, din păcate. A fost unul aici, dar a dispărut. De la pădurea aceasta colorată, ceva mai sus, undeva până într-un kilometru, vreo 700 de metri, avem căsuța răsturnată de la Ponoare și un castel al Vrăjitoarelor. Haideți să vedem cum arată și aceste două obiective turistice. Aici este intrarea la Castelul Vrăjitoarelor, 20 de lei intrare pentru adulți. Copiii au ceva reduceri. Vedeți o vrăjitoare aici la intrare. Cam așa arată Castelul Vrăjitoarelor de la Poenarii Gorjului. Aici este o parcare destul de spațioasă, circa 200 de locuri. Ambele obiective, stânga-dreapta. Am intrat și în curtea căsuței răsturnate de la Poenarii Gorjului. Prețul pentru persoanele între 11 și 99 de ani, așa scrie la poartă, este 20 de lei. De la 0 la 11 ani, 15 lei. Mi se pare puțin exagerat ca pentru niște copii de 2-3 ani cu care vii în brațe, să zic, să plătești. Dar dacă această afacere este privată, atunci fiecare își impune propriile reguli. Haideți să vedem ce avem aici. Un magazin cu multe vase ceramice. Și multe locuri de joacă. Ca un parc de distracție aici la intrare. O terasică. De acolo puteți să vă cumpărați ceva de băut. Afară am văzut și ceva pentru mâncare. Cinci minute, 20 de lei să săriți aici la saltele. Interesant oricum locul, inedit. O idee frumoasă. Uitați aici mai multe căsuțe răsturnate. Unde sunt găini? Pe post de coteț, să zic așa. Oricum, îmi place, recunosc, îmi place că este îngrijit acest loc, este și normal, așa trebuie să fie. Iar toate căsuțele, că nu este doar o căsuță, sunt mai multe căsuțe, sunt frumoase. Voi intra și eu și o mașină răsturnată aici, care scrie nu urcați, nu vă urcați pe structura metalică sau acoperiș.
avem bicicletele acelea lipite, efectiv căsuța cu de toate, o căsuță pentru familie care este răsturnată. Hai să văd și eu cum e aici. Ce frumos! Îmi place mobila aceasta din bucătărie, cu masă. Chiar este o investiție. Aici este baia. Baia răsturnată. Năstrușnică, idee inedită, frumoasă. Este pentru prima dată când vizitez așa ceva. Știu că există în mai multe locuri din străinătate, dar la noi în țară cred că este singurul loc. Și aici avem dormitorul. În această căsuță intră maxim 12 la 14 persoane, normal. Avem căsuțele răsturnate în mai multe poziții. Aceasta e pe dreapta, aceasta cu acoperișul în jos, încă una galbenă cu acoperiș în jos, încă una albastră, deci foarte multe, cred că sunt în jur de 10 căsuțe răsturnate în diferite poziții. Care de care mai haioasă, mai frumoasă, dar căsuțele chiar păstrează niște elemente din acestea tradiționale, cum este această căsuță. Avem și cutie poștală, foarte, foarte frumos. Și o terasă. Un leagăn pentru copii, o măsuță tradițională aici. Facem un salt în timp. Uitați și voi ce mobilă din aceea veche, cum vedeam la bunicii noștri, colorată, reabilitată, foarte, foarte frumoasă. Chiar și un pat vechi. Dulap, un televizor Venus de peste 50 de ani, cred. Încă o cameră unde bunica își avea războiul de țesut. Acum întors cu sus în jos și o ladă de zestre. Da, chiar îmi place acest loc. E făcut cu gust, e făcut cu dragoste pentru elementele tradiționale, pentru trecut. Frumos! Felicitări celor care au realizat așa ceva. E un loc inedit, un loc pe care merită să-l vizitați. Vă spun din tot sufletul. Încă o casă răsturnată, dar doar într-o parte. Aceasta este ceva mai simplă. Uitați, șifonierul, patul. Intrăm și în această galbenă. Se aseamănă cu precedenta, la fel, un șifonier, avem chiar și noptiere, acele albe, patul frumos. E interesant cum pot să stea pe pereți, sunt foarte bine ancorate. Aceasta verde este închisă, mergem mai departe, avem încă două răsturnate, cu sus în jos. Uitați și voi ce lambriu are. Foarte bine și un pat extraordinar, un pat de prințesă, spune, și scaune care mă duc cu gândul la epoca medievală. Foarte, foarte frumos și draperiile asortate cu lambriul acesta frumos lăcuit. Două grinjoare. Foarte interesant. Haideți să o vedem și pe aceasta. Superb! Uitați ce simpatică e aceasta. Foarte, foarte frumoasă.
și o înghețată, până și înghețata este cu sus în jos, cu cornetul în sus. Cred că undeva la 30 de minute vă ia să vizitați acest parc al căsuțelor răsturnate, dar eu zic că merită, merită cei 20 de lei cu prisosință. Mi-a plăcut, este ceva inedit, ceva colorat, ceva care vă va aduce zâmbetul pe buze. Aveți și un loc de relaxare, leagăn, loc unde să vă lăsați copiii să se joace, foarte, foarte frumos. Preferata mea a fost această căsuță tradițională, care mi s-a părut cea mai frumoasă dintre toate. Ceramică de orezul. Ce minunății, ce artă! Tot felul de obiecte din ceramică, care de care mai frumoase. Ia priviți și voi ce de minunății am găsit aici la Horezul. Pe lângă ceramica de Horezul avem și multe haine ciobănești. Atelier de ceramică, uitați ce superb, ce colț deosebit cu ceramica de Horezul, ceramica Pietraru. Cât de frumoasă este această fântână, făcută din mai multe ulcioare sparte, după cum vedeți. O adevărată minunăție, efectiv parcă vii la muzeu aici. Atâtea forme frumoase, care de care mai bine lucrate. Multe vaze, multe ulcioare, multe oale. Uitați și acestea mici ce frumoase sunt. Haideți să vă arăt un loc de vis de aici, de la Horezul. În primul rând avem simbolul orașului Horezul, aici unde se află atelierul acesta de ceramică. Ia să vedeți ce cafenea am găsit aici. Un loc superb, unul dintre puținele locuri minunate pe care le-am văzut anul acesta în România. Priviți și voi cum arată, cât de frumos este acest loc, intim, plăcut, cu mult bun gust și multă ceramică, bineînțeles. Uitați cât de frumos și o fântână aici. E ceva de vis, măsuțe unde puteți să serviți cafeaua și o grădină extraordinar făcută, aranjată, decorată. Nu lipsesc vasele de ceramică acolo prin pomi. Este minunat. Așadar, veniți la Horezul, veniți aici. E super și e cafenea și uite ce măsuțe frumoase și ce scaune. E super, n-am mai văzut de mult așa ceva frumos. Încheie acest vlog de călătorie la Horezul, aici unde am făcut un popas ca să cumpere Cosmin ceva, un obiect din ceramică, un suvenir. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat în acest vlog, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu sau să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, dragilor, să fiți sănătoși și fericiți și să ne revedem cu bine în următorul vlog. Haideți la drum!